Vă salut, scuzați defectele. Aici l-am folosit ca starter. Acum e pe cer, noi am luat botca asta unde aia mică. I-am luat-o și i-am pus-o pe ramă și în locul ei i-am dat alta. Aici este, sunt neînchisă, vedeți? Mâine trebuie să le închidă. Sunt destul de bine lucrate, hrănite și vă prezint că calitatea constă și în albina care se formează starterul și în puterea lui și în dar și în putere și în timpul în care îl folosești la creștere. Deci eu am format uloi din două rame cu puiet căpăcit complet și deci două rame din puiet căpăcit complet și una cu miere, una cu păstură. Cu albina după el, am mai scuturat o ramă de albină. Și l-am folosit ca starter o săptămână și din ce în ce i-am dat, prima dată i-am dat 9 larve, după aia i-am dat vreo 12, de la 12 i-am dat 18 și mi-a crescut 2-3 zile 18, după aia am început să reduc și ultima dată i-am dat 7 larve, cred că, nu știu cât acolo, una i-am pus-o, o botcă i-am pus-o și i-am lipit-o pe ramă acum să și-o facă aer, rămâne acolo. Astea, mâine înainte de căpăcire, o să le mut într-un finisor să le păstrez acolo și să le închidă. Astea, ultimile, l-a crescut definitiv, l-a lăsat să și le crească el, pentru că am observat că s-a obișnuit și a crescut foarte bine și a avut lăptișul destul de mult. Iar pe astea care le-am transportat astăzi, mâine le mut în finisoare cu matcă deasupra de în corpul 2 sau jos cu ramă cu grilă și așa merg în continuare. Mai am acolo, mai sunt 6, 7, 8 și aici au fost 10, 12, 13, 14 au fost în total. Deci au fost 14 în total. Dar încep să-i reduc, că mai am 9 deocamdată, 9, 10, 11 mai am. O să rămân cu 9 data viitoare. Mai fac o transvazare și după aia rămân cu 9, tot la fel o să le las un 6, 7 sau 5 larve să și le crească singuri și să-i trec în casetele de lemn, să-i trec la ca familii pentru anul viitor de producție. Da, cam așa stau lucrurile cu creșterea măcilor și cu transvazarea asta. Nu trebuie să aveți foarte, foarte multă albine, adică să dea așa peste stup să trebuie să fie albina suficientă, cam cum ar fi un stup așa de cu albine, de miere, nu de carne. Pe aici am pus nucleile, la perechiere, mai am și pe acolo în jos. Așa. Mai sunt și în altă parte. Problema este că aici s-a învânturit și i-a dus pe acolo în vale, au sărit și bocile din ei și pentru că nu i-am acoperit cu țiglă sau cu cărămizi, e ușor deocamdată,
Dar și acum stau la fel, nu știu, mâine, dacă o să fie timp, să-i leg. Da, asta am avut să vă spun. Aici o să verific un pic cum stau cu acceptarea și după asta o să închid până mâine când vin să-i hrănesc. La revedere! Să aveți o iernare ușoară pe anul ăsta.